atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește, cu toți cai ea vorbește, pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună, totul este fenomenal. Ferma Lenei. Călăreți și surferi. Da, frumosule, vom pleca în curând. Costum de baie, apă, sac de dormit. Încărcate, șefa. Totul e gata atunci. Pe cine mai așteptăm? Pe Hugo. Așa, poftim, noi doi vom face senzație, dragul meu. Hei, omul care șoptea la urechea plăcii sale, ce-ar fi să te grăbești? Nici n-ai pus șaua pe reglis. Hei, o clipă, mă ocup de bebe acum. Oh, e bine, e doar o placă, Hugo. E placa mea norocoasă, am personalizat-o cu mâna mea. Datorită ei câștig. O pereche pe cinste, nu vrei să te însori cu ea? De ce? Ești geloasă? Haideți, noi plecăm, călăreți, surferi. Cu sau fără tine, Hugo? Vom galopa tot weekendul pe malul apei. Visul naturii grandioase. Gata cu visele, prieteni. Wow! Ușurel! Salut, pămpălăilor! Oh, nu! Și voi ați venit pentru concurs? Dar n-ați auzit vestea cea mare? Veți pierde! Cu atât mai bine pentru tine! Noi am venit să ne relaxăm și să profităm de... Ah, eu nu! Eu vă voi enerva și voi fi vedeta de la Surf TV! Surf TV? Vor filma concursul? Le-am spus că voi participa! Au dat fuga să filmeze vedeta! Nu te ambala, Hugo! Cu bris, de data asta, vedetele vom fi noi! Așa este! Suntem cei mai buni și o să dovedim! Cine ajunge primul la vârful ducilor? Vor să fugim după ei. Continuăm plimbarea? Cu drag! Unde să pun hamurile, Xavier? Dragul meu, Kevin, pune-le lângă corzi și vâsle. Bună! Prieteni, bun venit la concursul Călăreți și Surferi! Ai fost foarte atent, Xavier, plaja e superbă! Nu eu, Hugo, natura a fost atentă. Simțiți armonia dintre mare, soare, elemente? Eu simt mai ales bălegarul. Da, parcă ar fi o infecție. Mirosiți la fel de tare ca acești cai, prieteni. O, da, și trupa voastră la fel. Poluați totul cu motoarele. Ar trebui interzise pe o plajă sălbatică. Domnișoara ecologistă. Fiți zen, copii! Vreau numai vibrații pozitive în weekend. Am organizat concursul pentru ca surferii și călăreții să se întâlnească și să socializeze în armonie. E în ordine, Xavier, poți conta pe noi. Noi nu vrem. Prietene. Să ne amestecăm cu amărâții ăștia? Niciodată, îi vom face praf. Soarta va decide. V-am rezervat o mică surpriză. Pentru ca echipele să socializeze, vom trage la sorți perechi de călăreți și surferi. Rândul tău, Kevin. Prima pereche! Wow! Angelo și... Vina! A doua pereche! Asul și Vipera, adică sora mea. A treia, Anais și Sofian. Și ultima pereche, Lena și față de caracatiță. Poftim? Dar eu vreau să fiu cu Sam. Echipele astea sunt absurde. Mie-mi convine. Eu am făcut bine că m-am înscris. Curaj, bătrâne! Perfect. Iată programul. Azi, antrenament de voie și proba de viteză. Mâine, proba de trambulină și freestyle în finală. Și zâmbiți, au sosit cei de la Surf TV. Bună ziua! Cum ați călătorit? Haideți, sunt sigur că vom face senzație. E cel mai important, nu? Cel mai important e să fim super zen.
Bun, haide, scumpo, să le arătăm ce putem face. Când dorești, Samantha! Bii! Ha-ha! Wow, îți place, asule? Oh, da, suntem cei mai buni. Hei, e grozav surful cu cai. Ușurel, vina. Poftim? Nu aud nimic. Mai repede! Mârțoaca ta n-are zbâc în picioare. Îl cheamă Mistral. Lasă-l să se încălzească, nu le nerva. Haide, mai repede, gaturule, sau te fac friptură. Ești bine prins? Nu ți-ai rupt nimic? Nu, dar ai făcut-o din adins, nu-i așa? Sunt sigur că ai făcut-o din adins. Bine, ajunge Mistral. Bris, o caut cu lumânarea. Haide, reluăm antrenamentul. Copii, sper că sunteți înfometați, fiindcă v-am pregătit niște specialități. Ura! Salată de alge, suc de anghinare și friptură de tofu. Super, Xavier! Pare delicios, îmi place tofu. Dacă ție îți place, îmi place ei, și mie. Bine, gustă dacă vrei. Placa ta e foarte frumoasă, Hugo. Pot să o încerc și eu? Oh, nu, regret, Kevin. Bebe nu merge decât cu mine. Hugo și iubita lui. Ce comic e. Oh, nu! Nu, la atingere, Reglis, buretele cu gust de mere. Hei, dă-mi-l! Reglis cea mereu flămândă. Bris, am plecat cu stângul. Dar se poate rezolva. Trebuie să te familiarizezi cu Mistral. Ești drăguță, dar nu-mi plac ai, cu atât mai puțin al tău. Să alerge bine, doar atât îți cer. Ah, încăpățânat ca un catâr. Ca o caracatiță, aș spune. Haide, dă-mi, am nevoie de el. Morcovi cu miere la desert. Uite ce e, Bris, nu trebuie să iubești caii. Dar dacă vrei un cal să te respecte și să te asculte, și tu trebuie să faci același lucru. O, da? Nu vrei să-l și îmbrățișezi cumva? Ocupați-vă locurile pentru prima probă de viteză. Start! Echipa fină, Angelo e prima. Angelo cu un stil mai degrabă mega acrobatic. În spatele lor, Anais și Sofian, care demarează în viteză. Mai repede, prințesă! Și reușesc un parcurs frumos. Bravo! Haide, mârțoagă! Mișcă-te mai repede, nerodule! Mai repede, am spus! Samantha, dai bice! Haide, bebe, să le arătăm cine e cel mai bun! Wow! Ce star! Câtă agilitate! Hugo alunecă rapid! Și super! Scoți cel mai bun timp! Bravo! Bravo! Eu și Hugo facem o echipă de milioane! Suntem campioni! Să ne deschidem chakrele și să aflăm rezultatul. În frunte sunt Samantha și Hugo. Pe locul 2, Anais și Sofian. Pe locul 3, Vina și Angelo. Iar pe poziția 4, Lena și Bris. Acum să ne destindem urechile cu DJ Keke de pe plajă. Suntem ultimii și e numai vina calului tău. Nu ascultă deloc. Dacă n-ai mai țipa la el, ar fi mai cooperant. Nici măcar nu încerci să-l înțelegi. Să înțeleg un cal? Nu văd de ce ar trebui să înțeleg o mârțoagă. Asta e. Nu te schimba și băicărește-te mai departe. Mai bine plec. Noapte bună. Bălegar! M-am săturat de mârțoagele astea. Prieteni, simt vibrații negative în aer. E timpul să restabilim armonia. Încetează! Acum medităm! Hei! Calul ăsta vrea să mănânce părul!
Lasă-l, Sila! Fânul ăsta nu e proaspăt. Oh, nu! Ceara s-a terminat! Fii zen, Xavier! Noi avem grijă de cai! Aum! Oare Caracatiță va reuși să colaboreze cu Mistral? Nu cred. Nu-i deloc sensibil. E o cauză deja pierdută. Cu atât mai rău pentru el. Haide, Lulugi, respiră prin stomac și eliberează chakrele. Cool! Prefer să galopez un pic. Asta mă va destinde. Dii! Dii! Ești bine, Hugo? Hei, Hugo! Ascultă-mă! Am făcut echipă cu Sofian, fiindcă n-am avut de ales. Mai repede, prințesă, ești cea mai bună! Cum poți suporta așa ceva? N-ai văzut ce lipicios e? Nu-i mai lipicios decât Samantha față de tine. Eu și Hugo facem o echipă de senzație și bla 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 bla. Și de unde până unde e ideea că Sofian e lipicios? Păi de nicăieri. Ne ducem după ceilalți. Poftim! Totul e gata pentru a doua probă. E senzațional, nu? Pe plajă, cu picioarele în apă. Armonie totală. Păi, da. Ce s-a întâmplat, Hugo? Placa mea, bebe, a dispărut! Nici o grijă, Hugo. Trebuie să o fi pus pe undeva și nu-ți mai amintești. Imposibil! E placa talisman. O pun întotdeauna în husă. Poate ți-a făcut cineva o farsă. Față de Caracatiță! Nu mi-ai ascuns placa! Poftim? Glumești cumva? Nici eu nu-mi găsesc placa, să știi. Nu am găsit nimic, dar voi? Am periat dunele și drumurile. Nimic. Niciun indiciu. Voi suna la poliție ca să anunți dispariția plăcilor. Dacă au fost furate, hoții sunt sigur departe. Regret, Hugo, dar nu trebuie să lași vibrațiile negative să afecteze concursul. Ne vom descurca, să ne păstrăm karma. Da, suntem de acord. Cum să fac surf fără placă? Seb mi-o va împrumuta pe a lui, iar tu n-ai decât să abandonezi concursul. Poftim! Pentru a continua concursul, îți împrumut placa mea. Floare de lotus, m-a însoțit în toată tinerețea. Haide, Hugo, doar știi că nu placa îl face pe surfer. Și dăm startul cele de-a doua probe! Trambulina! Udo, Kevin! Start! Haide, bonbon, fii! Hei! Da, bravo! Bravo! Hai, Lena, ne trim! Mișcați-vă, mototolilor! Nu atât de repede! Dragă, e foarte important. Trebuie să-mi schimb echipa. Samantha, nu e o idee bună. Suntem în toiul concursului. Aș vrea să fac schimb cu Brice. El e de acord. Și totul fiindcă e teamă că va pierde acum că Hugo nu mai are placa. Dimineață s-au furat plăcile de surf. Acum vreți să schimbați echipele. Colac peste pupăză, Kevin e bolnav. Nu mă mai simt atât de zen. Eu mă simt super zen cu Samantha. Eu și ea suntem în armonie totală. E adevărat că dacă aveți o karma în armonie, veți emite vibrații minunate. N-am nimic împotrivă. Nici eu. Prea bine atunci, dar clasamentul? Eu iau locul lui Brice, iar Hugo locul Lenei. Nicio problemă, la urma urmei, important e să facem senzație, nu-i așa, Lena?
și să vă faceți de râs. Pe curând, pămpălăilor! Pe bună dreptate a vrut schimbarea. Fără placa talisman nu sunt bun de nimic. Așa cum spunea Anais, nu placa îl face pe surfer. Haide, vino floare de lotus, să ne antrenăm. Între timp, eu mă duc să văd ce face Kevin. Cum te simți, Kevin? Păi, un pic obosit. Poți să ne spui, să știi. Păi, am făcut o mare aiureală. E numai vina mea. La ce te referi, Kevin? Dimineață, când dormeați toți, am luat placa lui Hugo. Voiam doar să o încerc. E super tare. N-am putut să-i rezist. Dar valul m-a doborât. Și când am revenit la suprafață, bebe dispăruse. Poftim, ne-ai furat placa talisman și ai pierdut-o? E în ordine, Hugo. Kevin se simte și așa aiurea. Nu-i decât o placă de surf, Hugo. Important e că el nu a pățit nimic. Hei, e vorba de bebe. E placa de surf ce mi-a adus toate victoriile. Fără ea, nu sunt nimic. Stați! Dacă a pierdut placa în apă, valurile trebuie să o fie adus pe plajă. Trebuie să o căutăm. Haideți! Dar plaja e imensă. Mai mult decât asta, nu avem timp. Ultima probă stă să înceapă. Am eu o idee. Haideți! Ești singura noastră speranță, Reglis. Găsește placa. O fi rămas undeva pe plajă. Haide, ia-te după mirosul de măr verde. O, las-o baltă, Lena, n-are rost. Eu am încredere în Reglis și în lăcomia ei. Așa, Reglis, folosește-ți flerul. Da? Ce s-a auzit? Nu! Placa mea! Cu siguranță nu marea a îngropat-o în nisip. Bebe ruptă în două! Ce ghinion! Kevin, ai jucat dur, frățioare? Reglis a spart-o când o căuta. Dar tu de unde știi despre Kevin? Păi, să spunem că... Vrei să-l acuzi pe Kevin? De ce era placa lui Hugo îngropată în nisip? Păi, eu nu prea știu. Bine, eu am luat placa lui Kevin fără ca el să mă vadă. Dar vă asigur că voiam să-i o dau lui Hugo după concurs. Am vrut doar să am șansa să câștig și să-mi impresionez prințesa. Ești prințul nerozilor! Și placa mea? Ai luat-o și pe aia? Păi da, ca să-mi netezesc drumul, ca în serialele TV. Perfect, prieteni! Problema furtului s-a rezolvat. Simt că se întorc vibrațiile pozitive. Să dăm startul ultimei probe! Vii, Hugo? Trebuie să ne pregătim. După ce a pățit bebe, nu pot. Uite ce e, Hugo, ne cam obosești cu bebeul tău. Nu-i decât o placă, haide. Așa e, cu sau fără bebe, asul rămâne as. Asul rămâne tot as? Asul rămâne tot as. Respirăm prin stomac și deschidem chakrele. E timpul pentru ultima probă. Freestyle total. Haide, haide! Samantha și Brice în fruntea clasamentului în fața lui Anais și Sofian. E rândul Lenei și al lui Hugo. Haide, Mistral, e ultima probă. Hugo are nevoie de o plecare într-o ombă de multă viteză. Dă-i tot ce ai. Vei reuși, Hugo! Haide, Mistral! Haide, Hugo! Haide, Hugo! Haide! Du-te, Hugo! Nu! Wow! O execuție de senzație! Ura!
câștigători incontestabili ai concursului Călăreț și Surferi, Lena și Hugo! Bravo! 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 Felicitări! Ați câștigat această cupă superbă din argilă arsă făcută de mâna mea. Mersi, Xavier. E grozavă, da. Da, e super. Să nu uităm marele premiu oferit de Surf TV. O placă Ultimul Ragnet Super Speed 4. Wow, detalii mondiale. Bine lucrat, Papă Lapte. N-ai decât să visezi la o întâlnire. Prieteni surferi, prieteni călăreți, vă mulțumesc pentru că ați participat la acest concurs și că v-ați întâlnit și pentru că v-ați înfruntat și ați rămas zen. Priviți placa asta, e superbă! E clar! Și pot să o încerc, Hugo? Poftim? Vrei să te dai cu super speed? Păi, desigur, Kevin! Ți-am spus, Hugo, nu placa îl face pe surfer. Asul rămâne tot as. Dar nu cred că placa mi-a adus noroc. Nu! În apă cu tații! Nici să nu te gândești. Nu, Angelo, încetează! Nic crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Ferma Lenei. Călăreți și surferi. Da, frumosule, vom pleca în curând. Costum de baie, apă, sac de dormit. Încărcate, șefa. Totul e gata atunci. Pe cine mai așteptăm? Pe Hugo. Așa, poftim, noi doi vom face senzație, dragul meu. Hei, omul care șoptea la urechea plăcii sale, ce-ar fi să te grăbești? Nici n-ai pus șaua pe reglis. Hei, o clipă, mă ocup de bebe acum. Oh, e bine, e doar o placă, Hugo. E placa mea norocoasă, am personalizat-o cu mâna mea. Datorită ei câștig. O pereche pe cinste, nu vrei să te însori cu ea? De ce? Ești geloasă? Haideți, noi plecăm, călăreți, surferi. Cu sau fără tine, Hugo? Vom galopa tot weekendul pe malul apei. Visul naturii grandioase. Gata cu visele, prieteni. Ușurel! Salut, pămpălăilor! Oh, nu! Și voi ați venit pentru concurs? Dar n-ați auzit vestea cea mare? Veți pierde! Cu atât mai bine pentru tine! Noi am venit să ne relaxăm și să profităm de... Ah, eu nu! Eu vă voi enerva și voi fi vedeta de la Surf TV. Surf TV? Vor filma concursul? Le-am spus că voi participa. Au dat fuga să filmeze vedeta. Nu te ambala, Hugo. Cu bris, de data asta, vedetele vom fi noi. Așa este, suntem cei mai buni și o să dovedim. Cine ajunge primul la vârful ducilor? Vor să fugim după ei. Continuăm plimbarea? Cu drag. Unde să pun hamurile, Xavier? Dragul meu, Kevin, pune-le lângă corzi și vâsle. Bună! Prieteni, bun venit la concursul Călăreți și Surferi! Ai fost foarte atent, Xavier, plaja e superbă! Nu eu, Hugo, natura a fost atentă. Simțiți armonia dintre mare, soare, elemente? Eu simt mai ales bălegarul. Da, parcă ar fi o infecție. Mirosiți la fel de tare ca acești frai, prieteni. O, da, și trupa voastră la fel. Poluați totul cu motoarele. Ar trebui interzise pe o plajă sălbatică. Domnișoara ecologistă. Fiți zen, copii. Vreau numai vibrații pozitive în weekend.
Am organizat concursul pentru ca surferii și călăreții să se întâlnească și să socializeze în armonie. E în ordine, Xavier, poți conta pe noi. Noi nu vrem, prietene, să ne amestecăm cu amărâții ăștia? Niciodată, îi vom face praf. Soarta va decide. V-am rezervat o mică surpriză. Pentru ca echipele să socializeze, vom trage la sorți perechi de călăreți și surferi. Rândul tău, Kevin. Prima pereche! Wow! Angelo și... Vina! A doua pereche! Asul și Vipera, adică sora mea. A treia, Anais și Sofian. Și ultima pereche, Lena și față de caracatiță. Tim, dar eu vreau să fiu cu Sam. Echipele astea sunt absurde. Mie-mi convine. Eu am făcut bine că m-am înscris. Curaj, bătrâne! Perfect. Iată programul. Azi, antrenament de voie și proba de viteză. Mâine, proba de trambulină și freestyle în finală. Și zâmbiți, au sosit cei de la Surf TV. Bună ziua! Cum ați călătorit? Haideți, sunt sigur că vom face senzație. E cel mai important, nu? Cel mai important e să fim super zen. Bun, haide, scumpo, să le arătăm ce putem face. Când dorești, Samantha! Bii! Wow, îți place, asule? Oh, da, suntem cei mai buni! Hei, e grozav surful cu cai! Ușurel, Vina! Poftim? Nu aud nimic! Mai repede! Mârțoaga ta n-are zbâc în picioare! Îl cheamă Mistral! Lasă-l să se încălzească, nu le nerva! Haide! Mai repede, caturule! Sau te fac friptură! Ești bine prins? Nu ți-ai rupt nimic? Nu, dar ai făcut-o din adins, nu-i așa? Sunt sigur că ai făcut-o din adins. Bine, ajunge Mistral. Bris, o caut cu lumânarea. Haide, reluăm antrenamentul. Copii, sper că sunteți înfometați, fiindcă v-am pregătit niște specialități. Ura! Salată de alge, suc de anghinare și friptură de tofu. Super, Xavier! Pare delicios, îmi place tofu. Dacă ție îți place, îmi place și mie. Ei bine, gustă dacă vrei. Placa ta e foarte frumoasă, Hugo. Pot să o încerc și eu? Nu, regret, Kevin. Bebe nu merge decât cu mine. Hugo și iubita lui. Ce comic e. Noi avem grijă de cai. Oare Caracatiță va reuși să colaboreze cu Mistral? Nu cred, nu-i deloc sensibil. E o cauză deja pierdută. Cu atât mai rău pentru el. Haide, Luluji, respiră prin stomac și eliberează chakrele. Cool. Prefer să galopez un pic, asta mă va destinde. Dii! Dii! Ești bine, Hugo? Hei, Hugo! Ascultă-mă! Am făcut echipă cu Sofian, fiindcă n-am avut de ales. Mai repede, prințesă, ești cea mai bună! Cum poți suporta așa ceva? N-ai văzut ce lipicios e? Nu-i mai lipicios decât Samantha față de tine. Eu și Hugo facem o echipă de senzație și bla 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 bla. Și de unde până unde e ideea că Sofian e lipicios? Păi de nicăieri. Ne ducem după ceilalți. Poftim! Totul e gata pentru a doua probă. E senzațional, nu? Pe plajă, cu picioarele în apă. Armonie totală. Păi, da. Ce s-a întâmplat, Hugo? Placa mea, bebe, a dispărut! Nicio grijă, Hugo. Trebuie să o fi pus pe undeva și nu-ți mai amintești. Imposibil! E placa talisman. O pun întotdeauna în husă. Poate ți-a făcut cineva o farsă.
față de caracatiță! Nu mi-ai ascuns placa! Poftim? Glumești cumva? Nici eu nu-mi găsesc placa, să știi! Nu am găsit nimic, dar voi? Am periat dunele și drumurile. Nimic. Niciun indiciu. Voi suna la poliție ca să anunț dispariția plăcilor. Dacă au fost furate, hoții sunt siguri departe. Regret, Hugo, dar nu trebuie să lași vibrațiile negative să afecteze concursul. Ne vom descurca, să ne păstrăm karma. Da, suntem de acord. Cum să fac surf fără placă? Seb mi-o va împrumuta pe a lui, iar tu n-ai decât să abandonezi concursul. Poftim! Pentru a continua concursul, îți împrumut placa mea. Floare de lotus, m-a însoțit în toată tinerețea. Haide, Hugo, doar știi că nu placa îl face pe surfer. Și dăm startul celei de-a doua probe! Trambulina! Udo, Kevin! Start! Haide, bonbon! Hei! Bravo! Bravo! Hai, Lena, ne trim! Mișcați-vă, mototolilor! Nu atât de repede! Dragă, e foarte important. Trebuie să-mi schimb echipa. Samantha, nu e o idee bună. Suntem în toiul concursului. Aș vrea să fac schimb cu Brice. El e de acord. Și totul fiindcă e teamă că va pierde acum că Hugo nu mai are placa. Dimineață s-au furat plăcile de surf. Acum vreți să schimbați echipele. Colac peste pupăză, Kevin e bolnav. Nu mă mai simt atât de zen. Eu mă simt super zen cu Samantha. Eu și ea suntem în armonie totală. E adevărat că dacă aveți o karma în armonie, veți emite vibrații minunate. N-am nimic împotrivă. Nici eu. Prea bine atunci, dar clasamentul? Eu iau locul lui Brice, iar Hugo locul Lenei. Nici o problemă. La urma urmei, important e să facem senzație, nu-i așa, Lena? Și să vă faceți de râs. Pe curând, pămpălăilor! Pe bună dreptate a vrut schimbarea. Fără placa, talisman, nu sunt bun de nimic. Așa cum spunea Anais, nu placa îl face pe surfer. Haide, vino floare de lotus, să ne antrenăm. Între timp, eu mă duc să văd ce face Kevin. Cum te simți, Kevin? Păi, un pic obosit. Poți să ne spui, să știi. Păi, am făcut o mare aiureală. E numai vina mea. La ce te referi, Kevin? Dimineață, când dormeați toți, am luat placa lui Hugo. Voiam doar să o încerc. E super tare. N-am putut să-i rezist. Dar valul m-a doborât. Și când am revenit la suprafață, bebe dispăruse. Poftim, ne-ai furat placa talisman și ai pierdut-o? E în ordine, Hugo. Kevin se simte și așa aiurea. Nu-i decât o placă de surf, Hugo. Important e că el nu a pățit nimic. Hei, e vorba de bebe. E placa de surf ce mi-a adus toate victoriile. Fără ea, nu sunt nimic. Stați! Dacă a pierdut placa în apă, valurile trebuie să o fie adus pe plajă. Trebuie să o căutăm. Haideți! Dar plaja e imensă. Mai mult decât asta, nu avem timp. Ultima probă stă să înceapă. Am eu o idee. Haideți! Ești singura noastră speranță, Reglis. Găsește placa. O fi rămas undeva pe plajă. Haide, ia-te după mirosul de măr verde.
O, las-o baltă, Lena, n-are rost. Eu am încredere în Reglis și în lăcomia ei. Așa, Reglis, folosește-ți flerul. Oh, nu! Nu-l atinge, Reglis, buretele cu gust de mere! Hei, dă-mi-l! Reglis cea mereu flămândă. Bris, am plecat cu stângul, dar se poate rezolva. Trebuie să te familiarizezi cu Mistral. Ești drăguță, dar nu-mi plac ai, cu atât mai puțin al tău. Să alerge bine, doar atât îți cer. Ah, încăpățânat ca un catâr. Ca o caracatiță, aș spune. Haide, dă-mi, l-am nevoie de el. Morcovi cu miere la desert. Uite ce e, Bris, nu trebuie să iubești caii. Dar dacă vrei un cal să te respecte și să te asculte, și tu trebuie să faci același lucru. O, da? Nu vrei să-l și îmbrățișez cumva? Ocupați-vă locurile pentru prima probă de viteză. Start! Echipa fină, Angelo e prima. Angelo cu un stil mai degrabă mega acrobatic. În spatele lor, Anais și Sofian, care demarează în viteză. Mai repede, prințesă. Și reușesc un parcurs frumos. Bravo! Haide, mărțoagă, mișcă-te mai repede, nerodule, mai repede, am spus! Samantha, dai bice! Haide, bebe, să le arătăm cine e cel mai bun! Wow, ce start! Câtă agilitate! Hugo alunecă rapid! Și super! Scoți cel mai bun timp! Bravo! Bravo! Eu și Hugo facem o echipă de milioane. Suntem campioni. Să ne deschidem chakrele și să aflăm rezultatul. În frunte sunt Samantha și Hugo. Pe locul 2, Anais și Sofian. Pe locul 3, Vina și Angelo. Iar pe poziția 4, Lena și Bris. Acum să ne destindem urechile cu DJ Keke de pe plajă. Suntem ultimii și e numai vina calului tău, nu ascultă deloc. Dacă n-ai mai țipa la el, ar fi mai cooperant. Nici măcar nu încerci să-l înțelegi. Să înțeleg un cal? Nu văd de ce ar trebui să înțeleg o mârțoagă. Asta e, nu te schimba și băicărește-te mai departe. Mai bine plec, noapte bună. Bălegar, m-am săturat de mârțoagele astea. Prieteni, simt vibrații negative în aer. E timpul să restabilim armonia. Încetează, acum medităm. Hei, calul ăsta vrea să mănânce părul. Lasă-l, Sila, fânul ăsta nu e proaspăt. Oh, nu, ceara s-a terminat. Fii zen, Xavier.